Cetățenii care locuiesc pe strada Crinului și nu numai sunt beneficiari unei gropi de toată frumusețea. Groapa amplasată pe marginea străzii încarosabil. Cu mai multe detalii vine colega mea Corina Gliguța. Doamnelor și domnilor, așa arată o gură de canalizare în 2014 pe strada Crinului din municipiul Zalău. Acest crater, că nu-i putem spune altfel, reprezintă un pericol atât pentru șoferi cât și pentru pietoni. Zilele trecute ne-a fost semnalată o problemă cu care se confruntă atât șoferii care circulă pe strada Crinului din municipiul Zalău, cât și proprietarii locuințelor de pe această stradă. Problema ridicată se referă la faptul că pe partea dreaptă a străzii, pe sensul de coborâre a acesteia, în apropierea intersecției cu strada Unirii, există un crater de dimensiuni mari. Ca urmare, ne-am deplasat la fața locului și am constatat că în craterul respectiv se scurge apa pluvială. Deci nu este un crater întâmplător, ci este de-a dreptul un crater amenajat, deoarece grilajul este adâncit în asfalt la aproximativ 30 de centimetri, iar dacă ajungi cu roata mașinii acolo, riști să rămâi blocat. Mai mult, nici pietonii nu sunt în siguranță, deoarece pot ajunge să cadă în canalizarea respectivă, dată fiind adâncimea acesteia și iluminarea insuficientă pe timpul nopții. Credem că pentru edili are foarte puțină importanță faptul că locuitorii de pe strada Crinului plătesc taxe și impozite aferente zonei A, deoarece nu au catadixit să răspundă sesizări de până acum venite din partea locuitorilor. Ce putem face noi este doar să aducem în atenție problema semnalată în această zonă și să solicităm mai multă deschidere față de problemele pe care cetățenii le întâmpină, probleme care nu sunt de nerezolvat, dar care creează neplăceri reale celor care se lovesc de ele în fiecare zi.